Bună ziua, dragi copii! Astăzi, împreună cu mine, Natalia Bernaz, vom avea o lecție de dezvoltare personală. O lecție în care încercăm să descoperim secretul succesului. O lecție în care încercăm să învățăm cât mai multe despre noi înșine, despre emoțiile noastre. O lecție în care învățăm să fim empatici. Ori empatia, de fapt, ne ajută pe toți să avem o viață armonioasă. Lecția noastră astăzi, copii, are următorul subiect. Fetele și băieții. Activități separate, activități comune. De ești fată sau băiat, drepturi ai neapărat. Foarte bine știți care sunt drepturile voastre, pentru că ați vorbit despre asta în clasă, cu siguranță. Fiecare copil are drept și începem că avem dreptul la nume, la neam, avem dreptul la cetățenie. Fiecare copil are dreptul la joacă și odihnă. Fiecare copil are dreptul la educație și nu uitați că are și obligația de a învăța. Fiecare copil are dreptul la familie, la viață, la informație, la sănătate. Fiecare dintre voi, fie fată sau băiat, are același drepturi, indiferent de culoarea ochilor, de culoarea părului și de statura pe care o aveți, indiferent de genul pe care îl aveți. Și ce părere aveți cu prietenii? E adevărat sau ba? Deci vor fi niște situații și noi vom încerca să vedem. Oare e adevărat sau nu? În general, copii, există multe clișee despre fete sau băieți. Clișeul este o prejudecată, adică o părere nepreconcepută, care deja e formată de către cineva și gata, nu mai este supusă îndoielii. Este considerat că doar băieții joacă fotbal, deși există echipe de femei care joacă fotbal. Se crede că doar fetele pot broda sau croșeta, deși am văzut și băieți care se descurcă de minune când realizează aceste lucrări. Iată acum vă propun să ne clarificăm în situațiile următoare. Ci că fetele nu sunt puternice ca băieții. Da, e adevărat. Dar există și excepții. Cristina Iovu, de exemplu, este medaliată olimpică din Moldova. Ea este o halterofilă de talie mondială, originară din Republica noastră, specializată în ridicarea greutăților la categorie de 53 de kilograme. Și în anul 2012 a devenit campioană mondială, obținând medalie de bronz la proba respectivă. Următoarea situație. Băieții și fetele pot avea aceleași preocupări. Să fie oare așa? Sigur că da. Foarte bine, sunt cunoscute cazurile când și femeile devin militare sau pompieri, sau invers, bărbații și aleg meseria de învățător sau educator. E bine, acestea țin de viitorul vostru, dar acum, în clasă sau la joacă, fetele și băieții au aceleași preocupări. Care sunt ele? Sigur că desenatul, jocurile online, știu că vă plac foarte mult, fotbalul, jocurile distractive, lectura, diverse ocupații pe care le oferă școala. Haideți să vedem mai departe. Cum credeți, prieteni, care sunt acele obiecte care le vedeți aici, cui aparțin? Unei fete sau unui băiat? Da? Și mai întâi vedem un panou brodat foarte frumos. Sigur că clișeele pe care le avem formate deodată ne spun că este aparține unei fete. Dar vreau să vă zic că acest tablou este creat de un elev de-al meu, un băiat pe nume Marius, și avea 10 ani când a brodat personal acest îngeraș. L-am primit cadou și pentru asta îi mulțumesc foarte mult. Și să știți că Marius de mult este preocupat de astfel de lucrări și primește o plăcere deosebită și nu îl încurcă nimeni în timpul liber să brodeze. Mingea, copii, de obicei, ce facem? Credem că este a unui băiat. Dar, de fapt, această minge aparține Cornelei, o elevă de-a mea care adoră fotbalul și care este foarte bună la acest sport. Copiii, băieții, când se joacă fotbal, chiar se ceartă în care echipă va juca și Cornelia, pentru că știu că este un jucător extraordinar. Helicopterul. A cui poate fi această jucărie? Sigur că poate fi și a unui băiat și a unei fete.
E adevărat, copii, că și noi, fetele și băieții, ne asemănăm, ne deosebim, așa? Și hai să vedem, avem doi copilași aici desenați pe ecran, un băiețel și o fetiță. Prin ce se aseamănă? Da, au ochișoare de culoare căprui, așa, sunt ele, vedem asta după uniformă chiar, da? Sunt îmbrăcați în cămașa albă. Așa, haideți să vedem prin ce se deosebesc. Băiatul are păr de culoare închisă și este părul mai scurt. Fata are părul de culoare deschisă, este îmbrăcată în fust de culoare albastră și ghete roz. Băiatul are pantaloni scurți, la fel de culoare albastră. Indiferent de faptul ne asemănăm sau ne deosebim, cu siguranță ne deosebim pentru că fiecare din noi este unic, trebuie să ținem minte că aspectul fizic este ceea ce deosebește oamenii copii. Este totalitatea trăsăturilor fizice. Acestea sunt culoarea părului, culoarea și forma ochilor, tenul pielii, înălțimea, forma buzilor și forma feței. Și trebuie să ținem minte că fiecare este unic și fiecare își are trăsăturile sale. Vreau să vă povestesc acum o istorioară care se numește Istorioara unei prietenii. În clasa lui Răzvan venise o fetiță nouă. A intrat timidă și s-a prezentat. Sunt Ana. Ce păr roșcat are și câte pistrui! Iar o fată! Păcat că nu e băiat, s-a gândit Răzvan. Ce nas cârn are acest băiat, se gândea Ana când l-a zărit pe Răzvan. La pauză, Ana era foarte veselă și respectuoasă. Ea a învățat pe noi săi colegi câteva jocuri noi, foarte interesante. Și ce dacă e fată cu părul neobișnuit? Este foarte prietenoasă și veselă, se gândise Răzvan. S-au simțit minunat împreună. Este o istorioară minunată care ne învață că nu trebuie să judecăm cartea după copertă. Suntem diferiți după aspectul fizic, dar și după gen. Există fete și băieți. Ei au aceleași drepturi și obligații. Toți avem emoții și sentimente pe care le putem exprima. Cât fetele, atât băieții, trebuie să fie respectuoși și toleranți unii față de alții. Trebuie să învățăm asta de mici, să ne respectăm reciproc, prieteni. Pe curând, rețineți, niciodată nu judecați cartea după copertă.